Mihai Daniel, bine ați venit pe canalul meu Consultanță Cripto, bine ați revenit celor care deja ați mai fost aici. Astăzi avem un nou episod din topul 100 de criptomonede. Astăzi voi vorbi despre Monero. Unul din cei care îmi urmăresc canalul mi-a cerut ieri să fac un clip despre Monero și astăzi, fiind o zi specială, fiind ajunul Crăciunului, am să îndeplinesc dorința. Deci, să începem! Ce este Monero? Monero, la fel ca și Bitcoin, este un sistem de plată digitală global. Da? Este o monedă digitală folosită la nivel global pentru plăți. Și mulți ar întreba de ce să folosim Monero și să nu folosim Bitcoin. E, aici vine răspunsul din partea echipei care a fondat acest proiect Monero, și anume că focusul lor este pe securitate și pe anonimitate. Față de Bitcoin, care și el la un moment dat clama că ar fi cât de cât anonim, nu este. În schimb, Monero este una din puținele monede existente în piață, care este aproape imposibil de urmărit. Din acest motiv, ea este foarte interesantă pentru mulți oameni care își doresc să facă tranzacții la nivel global, pe internet, cu prieteni, cu parteneri de afaceri și să rămână anonim. Moneda Monero a fost lansată în 2014, deci are aproape 6 ani de existență. În acest moment, moneda Monero se poziționează pe poziția 14-a în clasamentul mondial. Da? Haideți să vorbim și despre valoarea ei de piață. În acest moment, o monedă, în acest moment spun, fiind 24 decembrie 2020, ajung de Crăciun, ea valorează $153, cu 3% mai puțin decât ieri. Moneda are o valoare de piață totală de 2.690.771.980 de dolari. Volumul de tranzacționare conform CoinMarketCap, nu știu dacă este cel mai relevant, mesarii spun altceva, este de 1.973.341.000 de dolari. În acest moment există în circulație 17.794.110 monede. Vor exista tot atâtea pe viață. Adică ăsta este numărul maxim de monede care vor exista. Prin comparație cu Ethereum, care are aproape de 7-8 ori mai multe monede, cred că și prețul poate să mai sufere modificări în viitor. Haideți să vorbim despre maxime și minime înregistrate de Monero de-a lungul timpului. Valoarea cea mai mică de piață a înregistrat-o în 14 ianuarie 2015, când o singură monedă valora 0,21 de cenți. Da? E o diferență uriașă de preț față de valoarea de acum. Însă, valoarea maximă de piață a fost atinsă în 7 ianuarie 2018, când o singură monedă, Monero, valora $495.84. Monero folosește ca sistem de operare, ca blockchain, un protocol open source denumit CryptoNote. Acest lucru îi permite, în comparație cu Bitcoin, ca sumele și adresele celor ce folosesc Monero atunci când tranzacționează să fie anonime. Asta este o diferență majoră față de Bitcoin. Monero se regăsește pe aproape toate exchange-urile, mai puțin Coinbase, dar îl puteți găsi pe Kraken, îl puteți găsi pe Binance, care sunt, mă gândesc eu, cam cele mai importante, îl găsiți și pe Bitfinex, îl găsiți și pe HitBTC. Ca orice alt mare proiect, este listat pe o sumedenie de exchanges.
Nu știu cât de folosit este ca monedă de către oamenii din România, însă pentru cei ce își doresc privacy, anonimitate, cred că este o soluție. Din punct de vedere speculativ, nu știu ce să spun, el pare, are volum suficient. În ultima perioadă, cel puțin anul ăsta, a avut o creștere. Creșterea a început de la începutul anului, când un singur Monero valora în jur de 30 de dolari. Acum a ajuns la 154, deci aproape de 4 ori. Este un randament excepțional dacă ne gândim la viața de zi cu zi și la business în general. Probabil poate fi o achiziție interesantă în condițiile unui următor crash. Ea este o monedă destul de stabilă, nu cred că va dispărea în următorii 2-3 ani de pe piață. Probabil vor apărea reglementări la nivel global care, nu știu, la un moment dat s-ar putea să afecteze acest proiect sau nu. Voi continua seria de clipuri educative. Dacă aveți sugestii, vă rog, dacă aveți comentarii, dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Vă mulțumesc celor care v-ați abonat la canalul meu. V-aș mulțumi și vouă celorlalți care sunteți peste 50% din vizitatorii canalului dacă v-ați abona, share, like, ce vă lasă inima. Fiind 24 decembrie, vreau să vă urez tuturor sărbători fericite, Crăciun fericit, să aveți parte de liniște, sănătate, prosperitate, să scăpăm de COVID. Aveți grijă cum tranzacționați și ce cumpărați și să ne auzim cu bine cât mai mulți. Toate cele bune!